luați în calcul, schimbarea la cota de producție pentru tirurile 2. Ea a fost redusă, aveam plan să crească, a rămas la un... Pentru anul viitor nu, dar obiectivul nostru este să creștem în timp, pentru că știți că reforma sistemului de pensii este o reformă care a fost adoptată pe vremea guvernului PNL în guvernarea 2005-2008 și obiectivul era de a crește la un nivel de aproximativ 6-8% pilonul 2 de pensie, astfel încât să fie un supliment suficient de mare la venitul din pensie care poate oferi sistemul public de pensii. De asta, în perspectivă, deocamdată trebuie să reparăm prostiile economice care au fost făcute, să reechilibrăm bugetul, balanța comercială și după aceea putem să trecem la aplicarea reformelor la construcții. Ați spus că vor rămâne cu ce au acum? Da, forma de... forma nu contribuie la pilonul 2 de pensii, sunt scutiți. Păi asta a fost șmecheria, ca să nu simtă companiile, angajatorii, integral creșterea salariului minim, cota pe care trebuiau să o plătească la pilonul 2 de pensii nu mai plătește și asta s-a făcut împotriva voinței lor. O să găsim o soluție. Da, asta, orice măsură în economie e bine să nu fie bruscă, să nu provoace șocuri. Nu știu dacă ați văzut poziția în privința salariului minim. Deci gradual salariul minim va urca până ajunge la nivelul salariului minim care există astăzi pentru sectorul construcției și atunci, în mod evident, vom reveni și la posibilitatea ca ei să plătească pilonul 2 de pensie. Foarte scurt, aș vrea să vă întreb dacă angajații din IT ar trebui să-și facă griji după ceea ce s-a discutat în această seară aici. Dacă ați fost prezent aici, puteți vă da seama că deocamdată nu. Dacă susțineți și pensionarea anticipată, eliminarea, de fapt, pensiilor speciale, cu excepția magistraților, pentru că președintele la despre... Normal că dacă președintele are un punct de vedere, totdeauna noi ținem cont de acest punct de vedere, dar în ceea ce privește decizia politică a Partidului Național Liberal, pe care am cumpărit-o mult, este aceea că noi susținem principiul contributivității care să stea la baza calculului pensiilor, că excepția pe care o admitem este cea a cadrelor militare, pentru că practic cei care îmbracă haina militară sunt în serviciul țării toată viața. Sistemul acesta este folosit în toate țările NATO, în care se acordă un sistem de pensii de serviciu, se numește. De rest, noi și ținem principiul contributivității. Vorbeați de creșterea vârstei de pensionare, există la Ministerul Muncii un astfel de proiect? Nu. Deci, fake news-ul, marca unei anumite părți. Nu am spus asta. Am spus următorul lucru. În anumite domenii, sunt educație, cultură, sănătate, sunt persoane care pot să lucreze și după vârsta de 65 de ani, în măsura în care își păstrează capacitatea de a lucra, până la o vârstă, să zic, până la 70 de ani. Ceea ce am spus și este că trebuie să li se permită să decide ei dacă lucrează până la vârsta respectivă. Sigur că vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, dar decizia dacă ei continuă trebuie să le aparțină lor. Nu, cum e cazul educației, să li se dea din an în an, dacă vrea directorul școlii, pe ochi frumoși, să-l mai lase un an să vină să predea cora. Trebuie să fie decizia cadrului didactic, dacă vrea să continue după 65 de ani și ce perioadă. Dacă vrea să se pensioneze la 69, să se pensioneze la 69. La Ministerul Muncii există un astfel de proiect? Nu există încă. Eu am dat un răspuns la întrebarea legată de faptul că pot să rămână în educație, în anumite școli, catedre neacoperite, pentru că aceste ore sunt ținute de profesori pensionari. Și am dat o posibilă soluție.